Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur din nou să vă salut iarăși și continuăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici, în această carte, noi găsim răspunsuri la întrebările noastre de fiecare zi, la viața noastră practică. Această carte ne îndrumează și ne arată cum noi ar trebui să trăim. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru care este important pentru viețile noastre, pentru că influențează atitudinea și cercetarea noastră asupra vieții practice. De exemplu, când noi ne îmbolnăvim și oamenii zic că, ai uite că Dumnezeu te-a pedepsit sau se ne întâmplă ceva rău, spune că Dumnezeu te-a pedepsit pentru că nu ai fost ascultător. Și când e vorba despre sărăcie, despre oameni săraci, oamenii zic, băi, uite că Dumnezeu te smerește prin acest mod ca să fii sărac și bolnav și așa Dumnezeu vrea să te învețe niște lucruri bune. Dacă este adevărat acest lucru, doar în Biblie găsim adevărat răspuns despre Dumnezeu, pentru că oamenii s-ar putea să-și imagineze, să-și creeze o imaginație despre Dumnezeu care s-ar putea să nu fie adevărată. Dacă noi nu citim Biblia și cuvântul Lui, de unde știm noi dacă este așa sau nu? Pentru că doar în Biblie noi găsim adevărata imagine a Lui Dumnezeu și adevărata descriere cum este Dumnezeu. Deci, astăzi citim de la Judecători, citim cartea Judecătorilor despre judecată. O, asta e! Capitolul 6, versetele de la 6 până la 10. Haideți să urmărim împreună. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul le-a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Amin. Dragi prieteni, este foarte interesant acest mesaj pentru că în acest mesaj găsim un proroc, un om al lui Dumnezeu care transmite mesajul lui Dumnezeu și din fericire în acest mesaj noi vedem descrierea capacităților și caracterului lui Dumnezeu. În acest mesaj Dumnezeu ni se prezintă cum este. De fapt, se prezintă copiilor lui Israel, dar putem să vedem, pentru că credem în același Dumnezeu, în Dumnezeul al cerurilor și a pământului. Dumnezeu care a creat totul. Dumnezeul. Haleluia. Și uitați-vă interesant că momentul ăsta, poporul Israel a ajuns în probleme, în probleme grave. Deci a ajuns foarte nenorocit, foarte sfirit, foarte bolnav, foarte sărac, foarte sclav din pricina Madiani. Și copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel au strigat către Dumnezeu. Ce se întâmplă când noi ajungem în probleme? Noi începem să ne rugăm. Aducem aminte de rugăciuni, de Dumnezeu, de biserică, de toate lucrurile acestea. Copiii lui Dumnezeu au început să strige. Și uitați-vă că Dumnezeu nu le-a răspuns imediat. Nu a făcut așa și s-a schimbat totul. Nu, nu. El din tâi a trimis o voce de mustrare. Ca să vină un răspuns, este o lecție aici pentru noi, ca să primim un răspuns de la Dumnezeu, ca să primim răspunsul la rugăciunile noastre, din tâi trebuie să ne pocăim, să ne căim, să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu, să ne asumăm responsabilitățile, greșelile noastre, să ne cerem iertare, Doamne, iartă-ne pentru ceea ce am făcut noi. Vreți ca Dumnezeu să vă răspundă la rugăciuni? Mai întâi întoarceți-vă cu fața la Dumnezeu, la Dumnezeu.
Întoarceți-vă cu fața la Dumnezeu și apoi veți putea să primiți răspunsurile. Și acest proroc, acest om, a dus o veste despre Dumnezeu. Și uitați-vă, că oamenii aș putea să zice: Doamne, Tu ne-ai trimis, Doamne, Tu mi-ai dat boală, Doamne, Tu mi-ai dat sărăcie, Doamne, Tu mi-ai dat vrăjmașii aceștia care m-au păsat și până la urmă m-au făcut sclav. Doamne, tot Tu ai făcut asta, Tu și repar. Dar nu, nu, Dumnezeu spune: eu n-am făcut asta. Uitați-vă cine sunt eu. Eu v-am scos din Egipt. Eu v-am scos din casa robiei. Eu v-am scos din mâna egiptenilor. Eu am izgonit dinaintea voastră pe tuturor din țara aceasta. Eu sunt Domnul Dumnezeu. Nu vă temeți de nimeni. Cu mine aveți victorie, cu mine aveți succes, cu mine aveți biruință, cu mine aveți bani, cu mine aveți putere, cu mine aveți autoritate. Eu sunt Dumnezeu în viața dumneavoastră. Așa vorbește Dumnezeu. El nu spune: cu mine veți avea sărăcie. El nu spune: cu mine veți fi sclavi, cu mine veți fi slabi. Nu spune așa. El spune: cu mine veți fi puternici. Așa este Dumnezeu. Din ce cauză vin probleme? Din ce cauză vin toate greutățile și poverile acestea? Ultima propoziție. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Când noi nu ascultăm glasul Domnului, atunci problemele vin în viața noastră. Nu Dumnezeu le trimite. Problemele vin, știm prin cine? Prin cel rău, care vrea să ne ucidă, vrea să ne distruge, vrea ca noi să omorâm, să murim. Acel rău, Satan, diavol. Da, el este acel care aduce probleme în viața noastră. Dar Dumnezeu, El a murit pe crucea Golgotei ca noi să fim scăpați, ca noi să fim mântuiți, ca noi să trăim în fericire. Dragi prieteni, eu vă încurajez din toată inima ca voi să vă întoarceți astăzi cu fața la Dumnezeu. Ca voi să vă îndrăgostiți de Dumnezeu. Ca voi să luați Biblia, să începeți să o citiți, să vedeți cuvântul lui Dumnezeu. Ca inima voastră să fie dedicată lui Dumnezeu. Lepădați păcatul, lepădați fumatul, lepădați furtul, lepădați ura, neiertarea, mânia, lepădați. Lepădați toate lucrurile rele și Duhul Dumnezeu vă mustră și știți despre ce vorbesc. Lepădați păcatul și întoarceți-vă cu fața la Dumnezeu și Dumnezeu o să vă binecuvinteze în toate lucrurile. Amin.